Cei 195 de ani de activitate ai Universității Politehnica București au fost marcați astăzi într-un mod cu totul și cu totul deosebit. Politehnica București a găzduit și cea de-a doua ediție a unui eveniment Polifest, iar cu ocazia acestui eveniment am văzut adunate în același loc personalități din mediul diplomatic, economic, social și, de ce nu, administrativ. Pentru Politehnica București, ziua de azi a fost una încărcată de semnificație și cunoaștere. Un eveniment deosebit și mult așteptat, a spus Ecaterina Andronescu, cea care a condus mulți ani facultatea, dar și Ministerul Educației. Este cea de-a doua ediție a Polifestului, cum am numit noi acest eveniment. Este o zi a dialogului între universitate și mediul economic, de aceea o să găsiți foarte multe standuri ale partenerilor noștri din economie, pe care i-am invitat astăzi să fie în dialog și cu studenții și cu profesorii aici. În același timp se suprapune în mod fericit cu săptămâna în care școala este altfel organizată, în așa fel încât să vadă și altceva, să facă și dialog cu alte medii decât cel legat neapărat de școală. Și deci suntem într-o zi în care principalul nostru obiectiv este să dialogăm cu cei care ne trec porțile noastre larg deschise. Știu că ați fost de foarte multe ori în Argeș și la Mioveni. Ce părere aveți despre modul cum autoritățile locale se implică în procesul de învățământ, în asigurarea condițiilor pentru desfășurarea? Păi cred că este unul din județele pe care am putea să-l trecem la capitolul așa, da. Sunt foarte atenți la școli, la modul în care logistica și infrastructura de regulă în responsabilitatea autorităților locale, modul în care acestea se modernizează permanent, și eu nu pot decât, ca slujbaș în învățământul românesc, nu pot decât să-i încurajez și să le doresc să fie în primul rând atenți la ceea ce se întâmplă în școli, pentru că școala este cea mai importantă instituție din orice societate. Prezent la eveniment, profesor universitar Miron Zapciu de la Facultatea Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnologice și vechi prieten al orașului Mioveni ne-a spus: avem lucruri noi în această ediție și noi ca facultate și ca și universitate. Ca și facultate vreau să vă anunț că am deschis anul acesta o perspectivă legată de licență, o licență direct în limba engleză. Vis-a-vis de relația cu Mioveniul, ce noutăți aveți? Relația cu Mioveniu merge foarte bine prin cele două specializări de master, una aflată la facultatea noastră, cealaltă la facultatea de energetică. Și eu cred că este un câștig în ceea ce privește experiența legată de temele pe care le dezvoltăm cu studenții, deoarece au aplicativitate în zona din Argeș și respectiv din Mioveni. Polifest este o manifestare ce se desfășoară în perioada 3-5 aprilie și coincide cu perioada școală astăzi, program în care liceieni din toată țara, printre care și cei din orașul Mioveni, vor trece pragul universității în calitate vizitatori. Avem un stand de prezentare, încercăm să prezentăm atât orașul cât și liceele din Mioveni și ca o noutate pentru cei care ne urmăresc, mâine elevii celor două școli, celor două licee, liceul Iulia Zanfilescu și liceul tehnologic din Mioveni, vor fi prezenți aici, în număr de 45 de elevi, vor vizita standurile atât ale societăților, firmelor mari care prezintă, cât și ale Politehnicii București, iar sfatul meu pentru ei este să vină, să fie cât mai atenți, să vadă și să cât mai mulți absolvenți să scrie la Politehnică, pentru că ați văzut noul concept de reindustrializare și până la urmă inginerii trebuie să cunoască toate problemele și asta este viitorul. Este, dacă vreți, eu personal, dacă aș fi să iau de la capăt, aș începe din nou să fac cursurile Politehnicii, pentru care și pentru elevii noștri din Mioveni sfatul ar fi să se înscrie cât mai mult spre Politehnică, pentru că ăsta va fi viitorul.